de frumoasă e. Copil deosebit. În primul rând pentru că are talente ieșite din comun în domeniul muzical și apoi cel plastic. L-am descoperit încă din clasa 1, din prima zi de școală, la un desen realizat cu familia și atunci am observat că și-a desenat o familie unită, o imaginea perfectă a lor și atunci am hotărât să merg la mai multe concursuri pentru a-i dezvolta acest talent. S-a apropiat sărbătorile de iarnă, iar într-o zi am vrut să intru în casă și am auzit pe cineva că colindă. Nu știam că băiețelul cântă. Noi suntem muzicanți din tată în fiu. Era mititel, el fredona, dar fredona în felul lui și mi făcea chiar să râdem că o imita pe Shakira exact. La, 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 la. Mi-aș dori ca acest copil să facă ceva în viața lui, să ajungă cineva. Am venit la Kids Sing să câștig. Nu am reușit. Nu, nu iarăși. Bă, iarăși. Atât de drăguț. Asta e altceva, dar iar te-ai îndrăgostit. Mi-a cântat mie tot. Așa am văzut cu toții, puteam să plecăm de aici. Da. Nu? Da. Deci, mie îmi place mult vocea ta. Mi se pare că ai potențial. Dar nu știi cum să-ți controlezi notele. Nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, dar mai ai de muncă, dar ai talent. Asta cu Mulțumesc. Siguranță. Te-aș vrea în acest concurs din următorul motiv. Pentru faptul că pe parcursul întregii piese ai fost consecvent, ai venit să-i cânti Antoniei și ai cântat toată piesa Antoniei și te felicit că ești un înger atunci când cânti. Mulțumesc! Hai că am făcut deșepea. Încercarea ta de a limita pe Mihai Trestariu ți este defavorabilă. Și am să spun de ce. Pentru că el are niște triluri într-adevăr specifice lui, care pe tine te încurcă uneori, pentru că nu știi să ieși din ele. Tu le faci, dar nu știi să ieși de acolo. Respirație foarte bună. Ai reușit să ții o notă înaltă foarte mult. Foarte bună respirație. Pe de altă parte, atunci când e mai ușor și când ar trebui să respiri normal, te neci, se vede că mai ai încă foarte mult de învățat. Într-adevăr, ai o voce interesantă. Ar trebui cu foarte multă atenție lucrat la ea și cred că doamna învățătoare se ocupă de aproape de chestia asta, pentru că, tu fiind băiat, inevitabil și inexorabil, va urma o schimbare de voce, care poate fi dramatică. Deci trebuie să ai foarte mare grijă de vocea ta. Eu zic că cel mai bine ar fi să vină să-și ia trofeul ăsta până urmă răzgândesc.